De la cea mai cunoscută tenismenă din lume la fotomodel. În această ipostază a fost pusă Simona Halep, care a făcut un shooting foto chiar în camera de hotel în care era cazată. Portret de carantină este titlul proiectului, iar inițiatoarea lui este o americancă. Totul s-a petrecut la Stuttgart, acolo unde românca va juca mâine cu învingătoarea meciului de astăzi.